Oana stătea, Oana Pele. Oana Pele. Stătea într-o... Actrița. Da. Actrița, da. Uite, ai zis bine, da? Ce văgruță. E așa frumos la mine în curte. E plin de mirlă care cântă și dimineața când mă trezesc deschid așa geamul și mirlă... Trec vreo două săptămâni și zice, băi, am zis la unul, nu mai suport atâția limaxi. I-a zis la unul să-mi acăște o travă, să e plin de limaxi. Și mi-a zis o travă și am... În sfârșit a terminat cu toți limaxi. La următorul spectacol ne întâlnim. Păgruță, nu știu ce se întâmplă, mă, dar au plecat toate mierlele. Zic, băi, Oana, zic, fii atent, deci mierlele astea nu veneau, mă, să mănânce limaxi. S-au gândit între ele, bă, uite ce facem. Hai să mergem în curtea la Oana Pele să-i cântăm, mă, că e o mare actriță. Dă-i dracu de limax și noi să-i cântăm lui Oana Pele. În fiecare dimineață facem un concert. Când ea deschide fereastra, bă, e ca în cernușărea asta, mă, cu ea. Tot, știi? De ce? Pentru că e Oana Pele.